Binecuvântat să fie numele Domnului. În seara aceasta avem un text în față care, dincolo de un îndemn al apostolului, este și o invitație. O invitație de a ne închina Creatorului, care este descris în aceste versete, într-un mod special, cred că unic în Sfânta Scriptură, atât de complet ca și în versetele 15 și 16, unde apostolul vorbește în termeni așa de preciși despre Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să mă ajute ca prin ceea ce spun să fiu înțeles. De fapt, Mântuitorul spunea în Evanghelii despre învățătorii din vremea lui că au o cheie. Voi aveți cheia cunoștinței, zicea Domnul. Numai că cu o cheie poți să închizi sau poți să deschizi. Și Domnul le zicea celor din vremea lui că ei, în loc să deschidă, închid. E riscul acesta atunci când vorbim, în loc să deschidem, să închidem. În Evanghelia după Matei spunea Mântuitorul că dacă cineva strică o poruncă, cea mai mică poruncă, din cele pe care le-a dat Dumnezeu, va fi cel mai mic în împărăție. Nu de mult mi-am pus întrebarea: ce se întâmplă cu cel care strică două? Dacă strici una, ești pe ultimul loc în împărăție. Dar dacă strici două, nu mai este loc. Vă dați seama oare, iubiți frați și surori, cu ce preț ne ridicăm să vorbim? Dacă cumva am stricat două principii, eu îmi pierd dreptul la mântuire. De aceea mă rog, cum spuneam încă o dată, ca Domnul să mă ajute să folosesc această cheie ca să deschid. În textul care a fost citit se spune despre Dumnezeu, versetul 15, că este singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Sau spune în cartea Apocalipsei, în primul capitol, aici apostolul Ioan îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos, versetul 5, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. Ce spunea și Eclesiastul, că peste cei mari este altul mai mare și peste ei toți este cineva care este stăpânitor. El este conducătorul universului. Toate stelele, planetele și ființele din univers sunt ale lui. Al Domnului este pământul și cei ce locuiesc pe el, dar al lui este și cerul. Și el are în gestiune tot universul acesta. Cu o gestiune atât de precisă încât Biblia spune că fiecare stea e chemată pe nume de Dumnezeu. Și are o gestiune perfectă a tuturor lucrurilor care se află pe pământul acesta. Biblia spune că nici măcar o rândunică nu cade jos, fără ca în contabilitatea lui să se schimbe detaliile. Știți, cândva am lucrat în gestiune și se întâmpla uneori ca cei de la birouri să uite să șteargă anumite mărfuri care au fost livrate. Și aveam probleme mai târziu când făceam inventarul. Dar la Dumnezeu spune Biblia că o rândunică nu cade jos fără să știe. Ba încă zice Biblia că nici măcar un fir de păr nu ne cade fără să știe. Și se întreba Iov în cartea sa: cine a dat lumea în grija lui? Lumea aceasta întreagă este în grija lui Dumnezeu. El trasează, zice Biblia, drum fulgerului. Nici măcar unul dintre fulgere, într-una din nopțile trecute, câteva săptămâni de atunci, eram în Irlanda și copilașul, unul dintre copilașe speriase: tati, tot văd lumini. Zic, sunt fulgere. Nu se auzeau tunete, erau doar lumini pe cer. Următoarea zi am aflat că a fost una dintre cele mai mari furtuni din an, cu peste 2000 de fulgere care au luminat cerul. Biblia spune că Dumnezeu îi trasează drum fulgerului. Ba, zice Biblia despre nori că sunt cârmuiți după porunca lui Dumnezeu și el le spune unde să se verse Și despre ploaie spune că este un semn al dragostei lui sau o nuia cu care biciuiește pământul în funcție de situații. Uneori când Dumnezeu dă ploaie după luni de secetă, ce asta este un semn al iubirii lui Dumnezeu. Altor când Dumnezeu face să toarne apă, cum sunt cazurile acum în țara noastră, ne dăm seama că este o nuia cu care biciuiește pământul și cu care Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu își face slujitori din flăcări de foc și călărește pe aripile vântului, pe nori, pe corbii ia în stăpânire, vorbește prin măgărițe. El este stăpânitor al întregului univers. Este împărat. Și cum îi spunea lui Pilat, am venit să stăpânești și să fiu împărat. Și stăpânește și astăzi peste națiuni, peste popoare, dă viața veșnică, dă mântuire, dă iertare. Biblia spune în Romani, în capitolul 5, că în ciuda păcatului despre care se vorbea adineori, care stăpânește lumea de astăzi și care dă moartea, citim în capitolul 5, versetul 21, pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească, dând neprihănirea care este, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Iată că Hristos stăpânește dând har, dând viață, dând mântuire. Când se întorc oameni la Dumnezeu și dacă adunăm numărul credincioșilor de pe pământ, se face o știre mare. Este o confirmare a faptului că Domnul împărățește. În ciuda păcatului care este așa de agresiv și atrăgător, Dumnezeu răscumpără oameni și îi cheamă la viață, la împărăția Lui și oamenii se întorc și îi mulțumim că El stăpânește. Și totuși, tot în această Scriptură, spune de exemplu în Apocalipsa, în capitolul 11, citim capitolul 15, ba da, 11 cu 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Păi atunci în mâna cui este dacă numai atunci va trece în mâna Domnului? Biblia spune că mai sunt și alți stăpânitori, și alți domni, și alte puteri în univers. Citim, de exemplu, în Corinteni, în capitolul 15. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 24. În urmă va veni sfârșitul, când Hristos, El, Domnul Iisus Hristos, va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Mai sunt stăpâniri? Mai sunt puteri? Mai sunt domnii? Da. Domnul a spus în Ghețimani, vine stăpânitorul. Stăpânitorul acestei lumi. Este și el stăpânitor? Este și el împărat? Domnul i-a recunoscut stăpânirea. Pentru că, totuși, textul din ziua de azi spune că Domnul este singurul. De ce spune că e singurul stăpânitor când citim în Scriptură că mai sunt și alți stăpânitori? Dar vă întreb eu, pe cine mai puteți să-L puneți alături de Dumnezeu? Cine este echivalentul lui Dumnezeu în univers? Întreba Domnul în profetul Isaia, cu cine mă puteți asemăna? Spuneți-mi unul care poate să-mi stea alături. Știți că demonii cereau voie lui Iisus ce să facă? Știți că diavolul are o stăpânire, dar știți că diavolul cere voie? Știți că diavolul s-a dus la Dumnezeu să-i ceară voie să pună mâna pe Iov? Și Dumnezeu a zis să-ți dau voie, dar îți dau voie până aici. Și credeți că Satana n-ar fi vrut să facă mai mult? Credeți că acela care este dușmanul întregului univers, al lui Dumnezeu și al omului, nu și-ar fi dorit să ia viața lui Iov, să-l distrugă? Dar a știut, n-am voie să fac mai mult decât a zis Dumnezeu până aici. Dar problema noastră este că există acest al doilea stăpânitor. Și lângă el mai sunt și alții pe care i-au autorizat cu puteri în univers. Demoni, stăpâniri și puteri și dregătorii cu care zice Apostolul Pavel că avem noi de luptat, nu împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva acestor stăpâniri cu care trebuie să ducem o luptă. Și atunci, problema mea este, e Dumnezeu singurul stăpânitor? Da, Dumnezeu este singurul stăpânitor pentru că nu este echivalent în univers. El face ce vrea. El poate să miște inimile împăraților, spune în Proverbe că inima împăraților este un râu de apă în mâna Domnului pe care îl îndreaptă încotro vrea. Face ce vrea cu împărații pământului. În Iov spune Biblia că Dumnezeu prinde pe sfernici împăraților, pe cei mai înțelepți oameni și le pune un ham, la fel cum dirijăm noi cai, la fel dirigează Dumnezeu pe împărații pământului. Că nimic nu poate să-i scape acestui stăpânitor. Dar, cum spuneam, există încă un stăpânitor care îi se opune, unul răzvrătit, însă niciodată nu se poate pune un semn de comparație între cei doi. Pentru că în timp ce Dumnezeu este singurul care are nemurirea, care n-a fost făcut de mâini, diavolul este o creatură. Este o ființă adusă în viață, în existență de Dumnezeu. El nu are putere să creeze, diavolul nu a creat nicio ființă în universul acesta. Dumnezeu însă a adus la viață, citim mai devreme, citea fratele la început, că El este singurul care dă viață. Viața este opera lui Dumnezeu și El a adus viață pe pământul acesta. Dar fiecare dintre cei doi stăpânitori au împărăția lor. Și sunt împărății atât de diferite și de distincte. Biblia spune despre împărăția primului a lui Dumnezeu, că nu-i mâncare și băutură, ci este neplinire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ea nu poate fi gustată cu simțurile materiale, pentru că nu sunt numai materie. Vorba Mântuitorul omul nu trăiește numai cu pâine și cu carne, ci trăiește cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. În timp ce împărăția diavolului se adresează poftelor, dorințelor, firii pământești, se adresează simțurilor cărnii. Din punctul ăsta de vedere, din păcate, omul și marea majoritate a umanității se atașează mai ușor de împărăția diavolului. Mă gândeam la situația care a fost deschisă și prin care trece țara noastră. Cum vă spuneam, am fost în Irlanda și m-am bucurat să știu că Irlanda a fost ultimul bastion, să zic, al Europei în lupta împotriva avortului. A fost singura țară din Uniunea Europeană în care avortul era interzis prin Constituție până anul acesta. A fost acolo când s-a făcut referendumul pe legea aceasta. Anul trecut spuneau frații că se pompau fonduri uriașe de către Uniunea Europeană ca să schimbe mentalitatea populației și inclusiv legislația. Mă gândesc că ceea ce se întâmplă acum în țară nu este rezultatul minților românilor, ci este mai degrabă o presiune făcută din afară. Și mă întreb că ăsta este prețul dezvoltării economice pe care l-am primit cu intrarea în Uniunea Europeană. Ăsta e diavolul. Ne dă bogăție, ne dă bucurii, ne dă plăcere, ca după aceea să ne iei valorile. Diavolul are o împărăție și o stăpânire, dar Dumnezeu are și El împărăția Lui. O împărăție care se gustă altfel, cu alte simțuri, care ține de pace, de bucurie, de neprihănire. Știți însă care este problema? Va veni vremea când împărăția va trece cu totul în mâinile Domnului. Când vor fi nimicite toate stăpânirile, toate domniile, vor fi date la o parte. El va face de rușine, cum zice Biblia, că a făcut deja la cruce, toate domniile și stăpânirile și le va dezbrăca de puterea lor. Spune în Daniel, de exemplu, în capitolul 7, versetul 13. M-am uitat. în timpul vedenilor mele de noapte. Și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului înainte, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. În timp ce diavolul are o împărăție de moment, ce a spus Domnul în Ghețiman? Ăsta este ceasul vostru. Acum este momentul când domnești tu și faci ce vrei. Aș fi putut să-l cer ajutor de la tata și mi-ar fi dat ajutor și te-ar fi pus la punct. 12 legiuni mi-ar fi fost pus la îndemână. Dar asta e ceasul vostru. Acum ai timpul când voi stăpâniți. Biblia spune despre vremea din urmă că fiare i se va da, unui împărat, zice că i s-a dat dreptul să domnească la sfârșit un ceas împreună cu fiara. A fost vremea lor. Dar va veni vremea când toată împărăția lumii va trece în mâinile Domnului. La o astfel de vreme au năzuit profeții și citim mai jos în Apocalipsa, capitolul 11, știți ce spune acolo prin Duhul Sfânt? Toți martirii din istorie și sfinții proroci care au murit. Citim după ce e făcută această declarație că împărăția a trecut în mâinile Domnului. Zice aici, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Ce frumos va fi când va pune Dumnezeu stăpânire pe întregul univers, când vrăjmașul va fi dat la o parte, când diavolul va fi legat. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, când va da Domnul tuturor răsplata la sfârșit. Dar știți ce spune tot aici în Daniel, de unde citeam că împărăția lui Dumnezeu nu va avea sfârșit? Citim versetul 12. Celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. Asta e vremea noastră. Diavolul a fost dezbrăcat de puterea lui. Zice Biblia că păcatul nu mai are stăpânirea asupra noastră. Nu mai suntem sub lege, suntem sub har. Biblia spune, de exemplu, în Coloseni, citeam, că el a făcut de ocară și de rușine înaintea lumii stăpânirile când a murit pe cruce și le-a dezbrăcat de puterea lor. Citim în Coloseni, în capitolul 2 asta. Dar li s-a îngăduit o lungire a vieții. E vremea încă în care ele mai există, ele mai trăiesc. Și dacă ele au dobândit stăpânire în univers prin ascultarea omului, zice Biblia în Romani, capitolul 8, că firea, creația, a fost supusă acestui proces, acestei stricăciuni, acestei deșertăciuni, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Eu cred că este vorba despre Adam. Cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii. Dumnezeu a încredințat creația lui Adam. E stăpân peste tot. Ești conducător a tot. Animalele se vor teme de tine. Tu faci ce vrei. Iar el de bunăvoie, sigur, sub înșelăciunea diavolului, i-a cedat această stăpânire diavolului, ascultându-l pe Satana. Pentru că zice apostolul că noi devenim robi, adică ne devine stăpân cel pe care îl ascultăm. Diavolul a devenit stăpân în momentul în care omul a început să-l asculte. Dar Biblia spune că dacă prin ascultarea de păcat a intrat robia și păcatul și moartea în lume, știți cum intră împărăția lui Dumnezeu în lume? Tot prin ascultare. Iată ce citim în Romani, în capitolul 8. Sau capitolul 6. Capitolul 6. Versetul 16. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți rob aceluia de care ascultați? Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Nu este împărăția lui Dumnezeu, nu este neprihănire fără ascultare. Hristos împărățește și va împărăți în vecii vecilor, dar azi împărățește doar prin cei care îl ascultă. Astăzi este vremea când încă Hristos n-a pus mâna pe puterea lui cea mare. deși a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Este o vreme în care sunt violuri, sunt crime, să nu spuneți că Dumnezeu e responsabil de astea. Să nu spuneți că Dumnezeu este responsabil de relele care se întâmplă pe planeta aceasta, nu? El este stăpânitor, dar mai este cineva care are libertatea să stăpânească aici încă. I s-a îngăduit o lungire a vieții. Dar astăzi Hristos împărățește prin aceea care îl ascultă, care îi se dau lui Dumnezeu. Iată ce spune în Romani, în capitolul 6, versetul 13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii. Azi Hristos este împărat doar peste cei care îi se dau lui. La fel cum astăzi, diavolul stăpânește doar peste aceia care îi se dau lui, care îl ascultă. La fel și Hristos este împărat doar peste cei care îl ascultă. Ce înseamnă să îi dau lui Dumnezeu mădularele mele? Iată ce citim în Coloseni, în capitolul 3, versetul 5. De aceea omorâți mădularele voastre. Care sunt mădularele mele? Sunt mâinile? Sunt. Sunt ochii? Da, sunt. Astea trebuie să le dau lui Dumnezeu. Dar citim aici de alte mădulare care ne fac să înțelegem mai complet termenul de mădular. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idol. Aici vorbești de niște stări sufletești, de dorințe. Aș putea să spun că mădular al meu e mintea? Da. Ai putea enumera printre mădularele tale visurile tale? Idealurile tale? Da. Ai putea enumera printre mădularele tale idolii, sau să vorbesc mai evlavios, modelele tale pe care tinzi, pe care vrea să le atingi? Poftele și dorințele tale care te macină, la care te gândești? Astea sunt mădularele tale. Să nu ne înșelăm. Hristos este împăratul nostru doar dacă îi dăm mădularele noastre. Să te dai pe tine însuți lui Dumnezeu și să-i dai lui Dumnezeu mădularele tale. Să-i dai mâinile tale. Zice Biblia despre o femeie din Faptele Apostolilor că au înconjurat-o femeile și au arătat ucenicilor: uitați halele pe care le cosea când era încă în viață. Și-a dat mâinile lui Hristos, picioarele lui Hristos, să-i dai ochii lui Hristos. Să citești cu ochii aceștia cuvintele lui Dumnezeu, să-i dai mintea ta lui Hristos. Mi-aduc aminte când eram student și mai eram provocat să merg în misiune și unul refuzam. Fratele se m-a întrebat: ce auzi? Pitagora a murit pentru tine? Aristotel? Păi tu îi dai mintea ta matematicianilor să le înveți toate teoriile și formulele, și lui Hristos ce îi dai? Atâtea capacitate intelectuală am dat oamenilor de știință. Am învățat să scriem, să socotim, am învățat limbi străine, am învățat istorie, am învățat geografie. Lui Dumnezeu cât îi dăm? Hristos este împărat doar dacă îi te dăruiești. El are o împărăție însă care nu se cucerește, care nu te cucerește cu sabia, cu forța. Creștinismul n-ai, chiar dacă a făcut greșeli în istorie și a intrat cu forța anumite țări, creștinismul adevărat, care imită și merge pe urmele Mântuitorului, n-a folosit niciodată sabia spre convertire. N-a folosit niciodată forța pentru a întoarce pe vreun om. Hristos se oferă, se dăruiește, ca tu, la rândul tău, să-i te dăruiești. Și El este împărat doar peste aceia care îi se dăruiesc. Dar de ce este așa de grea această dăruire? Pentru că primul lucru pe care îl faci când te dăruiești, când Hristos devine împăratul și regele tău, este numit în Scriptură moarte. Noi toată ziua suntem dați morții, zice Biblia. Sau citim în Corinteni, în 2 Corinteni, în capitolul 4, versetul 10. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus Hristos, pentru ca și viața Lui să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor, astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața, sau ca să poată lucra în voi viața, zice Pavel, întâi a trebuit să lucreze moartea în noi. De ce e greu? De ce e grea pocăința? De ce este respinsă? Pentru că pocăința și domnia lui Iisus Hristos începe cu moarte. Și ori de câte ori Dumnezeu îmi vorbește ceva, pentru că nu e vorba doar de o moarte trecută cândva, ci Apostolul Pavel spune că noi o purtăm totdeauna cu noi, noi suntem totdeauna dați la moarte. Ori de câte ori Dumnezeu îmi vorbește ceva prin Duhul Sfânt, fie că este vorba la adunare, fie că citesc în Scriptură, fie că călătoresc și Duhul Sfânt îmi aduce în minte un verset, sau un frate îmi spune o vorbă, prin care Dumnezeu mă cercetează și îmi dau seama că sunt vinovat într-un capitol. Eu am două variante. Biblia spune că Scriptura este, cuvântul lui Dumnezeu este o sabie. Și citim în Faptele Apostolului în capitolul 2 că cei care l-au auzit pe Petru vorbind au rămas străpunși în inimă, adică exact acolo unde e sediul vieții. Scriptura acolo intră. Și primul lucru pe care îl face cuvântul lui Dumnezeu este să mă străpungă, să mă ucidă, să mă omoare. Dar eu mă pot lăsa omorât de acest cuvânt sau pot să mă împotrivesc. Și pot să spun, nu e așa cum zice fratele ăsta. Nu, textul nu vrea să zică asta. Nu-i greșit cum mă comport eu. Poate pentru cutare se potrivește, nu-i al meu. Eu pot să accept să mă las ucis de aceste cuvinte. Sau pot să mă împotrivesc Duhului Sfânt, cum zice apostol, zic apostol. Depinde de atitudinea pe care o am. Dar dacă eu mă las străpuns de acest cuvânt, e adevărat că la început mă omoară. Și vreau să știți că această moarte e dureroasă. Uneori trebuie să încep să plâng. Trebuie să mă căiesc. Uneori trebuie să caut un frate. Că nu suport eu însumi, nu suport apăsarea conștiinței. Zicea Pavel, mâna ta apăsa zi și noapte. Cum Dumnezeu să mă apese? Noi avem un Dumnezeu care mângâie, un Dumnezeu care ne ridică. Nu. Prima dată Dumnezeu mă apasă, mă zdrobește, mă usuc, nu am liniște, nu am pace. Până când nu lăs acest cuvânt să-și facă efectul să mă taie, să mă zdrobească, să mă spintece. Dar dacă mă lăs omorât, atunci încep să trăiesc. Atunci încep să înviu. Abia apoi Dumnezeu mă poate aduce la viață. Că noi suntem vii din morți, cum eram, dar până ce n-a ajuns mort, n-are ce să învie Dumnezeu. N-are la ce să aducă la viață, până când eu nu mă las omorât. Mi-a plăcut exprimarea unui frate. A venit la dânsul un om încărcat de vinovăție. Nu atât de cauza gravității, cât copleșit de această forță a conștiinței, a Duhului Sfânt care l-a acuzat. Și a început să-i povestească, să-i spună de lucruri care îl apasă din trecutul său. Și după ce și-a încheiat și și-a vărsat toată povara sufletească, l-a întrebat pe duhovnicul acesta, spune-mi, oare mă mai iartă Dumnezeu? Și fratele respectiv, cu înțelepciune de la Duhul Sfânt, i-a zis, spune-mi, dacă astăzi ți s-ar da ocazia, ai mai face toate lucrurile astea de care ai zis? Și am zis, cum, da, de unde, nici vorbă, dar mi-e scârbă de ele, dar m-am pocăit de ele. Și atunci fratele a zis, vezi, omul care le-a făcut astea a murit de mult. Asta face Scriptura. Omoară ceva în mine. Face ceva să treacă. Pentru ca să mă înnoiesc, zice Biblia, din zi în zi după chipul lui Dumnezeu. De aia predicăm Evanghelia, de aia spunem păcatele, de aia spunem ce acuză Dumnezeu, spunem ce-i bine și ce-i rău, ca să-i lăsăm loc Duhului Sfânt să ne omoare mădularele din noi. Și dacă ne deschidem și lăsăm să le omoare, să poată învia în noi un om nou. Așadar, sunt chemat și în această seară, prin textele care le-am amintit și în mod deosebit prin textul care a fost citit, ca în faza acestui stăpânitor, care are dreptul și care ne-a creat și ne-a adus în existență, să ne dăruim noi înșine lui Dumnezeu ca să ne fie împărat. Spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, știți situația când l-au întrebat cu privire la birul cezarului, spunea Domnul Iisus Hristos acolo, dați cezarului ce este al cezarului, dar să dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Pe ce este al lui Dumnezeu? Și spunea fratele Vumbra, mi-a plăcut expresia lui, zice, să-i dai cezarului ce e al cezarului, numai după ce i-ai dat lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Ca nu cumva să dai cezarului ce e al lui Dumnezeu. Iată ce citim în Romani, în capitolul 7, versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut, rob păcatului. Am fost vândut, am fost proprietar al păcatului. Și înainte ne dăruiam păcatului, pentru că el ne era stăpân, noi am fost vânduți. Dar zice Biblia că acum Hristos ne-a cumpărat. Și citim în Corinteni, în 1 Corinteni, în capitolul 6, versetul 20, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Așadar, când Domnul Iisus Hristos spunea să-i dau lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu, pe ce e al lui Dumnezeu? Trupul și Duhul meu sunt ale lui Dumnezeu. Ce mai îmi rămâne mie? Ia trupul și Duhul, ce-ți mai rămâne? Nimic. Oare i-am dat lui Dumnezeu Duhul meu? I-am dat lui Dumnezeu trupul meu? Când mă enervez, în slujba cui îmi pun mădularele mele? Când vorbesc de rău, în slujba cui îmi pun mădularele mele? Când acuz și condamn pe cineva, când lovesc pe cineva, când batjocoresc și îmi bat joc de cineva, în slujba cui îmi pun mădularele mele? Vedeți, noi nu suntem niște obiecte care le dăruim cuiva și respectivul le are, ci suntem la fel ca și un soț și o soție. Când iubești pe cineva, îi te dăruiești. Dar cum se face că peste ani acele persoane se dăruiesc altora? Cum ai putut să te iei înapoi? Așa e și cu Dumnezeu. Ne-am dăruit lui Dumnezeu când am încheiat legământ cu El în apa botezului. Dar cum se face că peste ani mădularele noastre sunt în slujba păcatului? Cum se face că ascultăm de altcineva? Avem, iată, încă o dată îndemnul și chemarea în această dupămasă să ne dăruim, să-i dăruim lui Dumnezeu mădularele noastre. Avem în Scriptură două exemple de oameni dați lui Dumnezeu. E vorba de Samson și Samuel. Știți că ambii au fost dați lui Dumnezeu de când s-au născut. Primul a fost născut, mă refer la Samson, printr-o făgăduință divină, printr-un înger care le-a cerut părinților să-l dea lui Dumnezeu pe Samson. Celălalt Samuel a fost dăruit sub jurământ de către mama lui, care a promis că dacă Dumnezeu îi dă un copil, îl va da lui Dumnezeu. Amândoi au fost dați lui Dumnezeu de când s-au născut. A fost însă doar o dorință a părinților. A fost o dăruire doar a părinților. A venit vremea când au crescut. Și aceste exemple cred că simbolizează foarte mult modul în care merge Împărăția lui Dumnezeu. Știți că Samson, când a crescut, s-a dăruit diavolului. Pentru că s-a dăruit plăcerilor și păcatului. În timp ce Samuel a avut momentul în care s-a dăruit lui Dumnezeu și a zis atunci, în seara aceea, noaptea aceea când l-a chemat Domnul, vorbește și eu voi asculta. Așa te dăruiești lui Dumnezeu. În momentul în care alegi să asculți de Dumnezeu, tu te dai lui Dumnezeu. Și nu există o altfel de metodă de a te da lui Dumnezeu decât de a-L asculta. Ori de câte ori eu iau aceste cuvinte ale lui Dumnezeu și fac din ele subiect de meditație sau, mai mult, un îndreptar al vieții mele, care lăsă-mi radă viața așa cum meșterii rad tencuiala pe perete, ca să o îndrepte, atunci eu mă dau lui Dumnezeu. Când lăs ca aceste Scripturi să-mi corecteze trăirea, să-mi netezească drumul, să-mi arate încotro să pășesc, eu mă dăruiesc lui Dumnezeu. Ce este frumos e că Dumnezeu, după ce te-ai dăruit Lui, zice Biblia că celor care îl vor sluji pe Dumnezeu, cei care l-au ales pe Domnul să le fie împărat, te-ai dăruit lui Dumnezeu, adică Dumnezeu a devenit împăratul tău, El le va pune cunună pe cap. Adică acum tu îl faci împărat pe Hristos. El nu este recunoscut. Dar ori de câte ori mă atașez de principiile Lui și aleg să trăiesc după El, eu îl fac împărat pe Hristos, eu îi pun cununa lui Hristos pe cap. Dar vine ziua în care El va veni cu capul încunurat cu multe cununi și ne va pune nouă cununi pe cap. Astăzi noi îl slujim pe Hristos, dar vine vremea când El se va încinge și ne va sluji pe noi și ne va pune la masă. Mă aduc aminte că am auzit despre, și este o întâmplare care potrivește foarte mult cu subiectul acesta, am auzit despre un doctor la care a venit un pacient bogat, dar foarte bolnav și avea nevoie să fie operat. Dar doctorul acesta i-a spus, îmi pare rău, eu trebuie să plec într-un concediu, nu pot. Boala ta e gravă, trebuie operată urgent. Dar îți recomand să te lași operat de studentul meu, un asistent, la care omul acela a zis, omule, eu am bani să mă credințez pe mâna unui începător. Eu am venit la tine că te știam, un om. Și a zis doctorul acesta, auzi, eu când am fost bolnav la fel ca tine, m-am lăsat operat de acest băiat. Și cu asta l-a convins. Dragii mei, Biblia spune că Dumnezeu i-a dat toate lucrurile pe mâna Fiului. Tot ce a creat, toate le-a dat Fiului. Mai vrei mai mult, un argument mai puternic că merită să te dăruiești și tu Lui? Dacă Dumnezeu tot ce a creat i-a încredințat Fiului, ce ai tu mai valoros decât Dumnezeu? Ce crezi că nu merită să-i dai lui Isus? Ce crezi că ar trebui să-L păstrești și de care am putea să avem noi grijă mai mult? Citim în Proverbe, în capitolul 23. Versetul 12, de exemplu. Deschideți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Deschideți inima sau dă-ți inima. Știți care este prima metodă sau prima dovadă a faptului că te-ai dăruit cuiva sau unei cauze? Citim tot în Proverbe, capitolul 31. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsit. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Prima dovadă a faptului că ești dăruit unei cauze e că îți deschizi gura în favoarea acelei cauze. Începi să vorbești, să aperi acel adevăr, acel principiu, să lupți, în primul rând, cu gura ta în acea cauză. Ți-ai dăruit limba și gura ta lui Dumnezeu. Știam despre fratele Wurmbrand și mi-a plăcut această experiență din viața lui, că într-o duminică, după ce s-a întors acasă de la biserică, predicase de 3 ori într-o duminică, și noi predicatorii știm ce înseamnă să predici. Uneori spun și eu soției că după o predică mă simt la fel de epuizat ca după o zi de muncă. Dacă vi se pare ușor să stai să vorbești o oră, e adevărat, dar dacă pui suflet în ceea ce spui, dacă îți pasă de oameni cărora le vorbești, cum spunea dânsul, la un moment dat după o predică s-a așezat la ieșirea din biserică și a dat mâna cu fiecare membru. În seara aceea venise la biserică o fată pentru prima oară și când i-a strâns mâna, a întrebat-o: dumneata, de ce suferi? Ce dureri ai? Care fata uimită a întrebat: dar de unde știți dumneavoastră că eu sufăr? Și a zis: tot timpul când, în timp ce predicam și mi-a îndreptat privirile spre tine, am văzut în ochii tăi o durere ascunsă. Și fata aceasta a mărturisit după aceea: aceste cuvinte m-au făcut să mă convertez, să mă întorc la Hristos, pentru că am întâlnit un om căruia îi păsa de mine. Un predicator care simțea cu mine, care ascultam. Și omul acesta, cum spuneam, s-a întors într-o duminică după 3 predici acasă. Era aproape de miezul nopții, când vrea să se ducă la culcare. Moment în care Duhul Sfânt, cel care este stăpânul nostru, că noi suntem templul Duhului Sfânt. Dar vreau să știți că Duhul Sfânt, că noi suntem templu doar dacă ne dăruim Lui. Unii nu sunt templul Duhului Sfânt, unii sunt o peșteră de tâlhari, unii sunt un locaș al diavolului, unii sunt vipere, șerpi, scorpii. Templul Duhului Sfânt sunt doar aceia care și-au dăruit întreaga ființă Duhului Sfânt, așa încât Duhul Sfânt să locuiască în ei. Și Duhul Sfânt i-a zis: scoală-te și du-te în cârciuma de vis-a-vis. Imediat a sărit și a luat înapoi Hana din dulap și dădea să se îmbrace înapoi. În momentul în care sora Sabina mă întreabă: ce faci? Și zice: mă duc la cârciuma. Cum? Mă întreabă ea. Tu după ce ai predicat, în noaptea asta, cum la miezul nopții să merg la bară, dar ce cauți acolo? Duhul Sfânt îmi spune să mă duc la cârciuma. Da, de unde? Zice sora. Tu te gândești că vor fi frați din biserică, poate, care vor trece pe stradă și te vor vedea că tu intri în cârciumă la 12 noaptea? Ce vor zice despre tine? Și l-a zis: știi ce? Hai, îmbracă-te și vină și te cu mine. Atunci nu o să mai zic nimic. Și dacă ne vede cineva. S-a îmbrăcat și sora, ca o soție ascultătoare, așa cum este frumos să fie soțiile unor slujitori. Și au intrat în cârciumă. Când au deschis ușa, fratele Wurmbrand spune: am înțeles de ce m-a trimis Domnul. În mijlocul acelei cârciume era un capitan, ofițer, ceva gradat din armata rusă, era în vremea celui de-al doilea război mondial, cu un pistol în mână și oamenii ascunși pe după mese, speriați, pentru că omul acesta striga cu ramare în limba rusă și amenința cu pistolul. Dar niciunul din cei din cârciumă nu înțelegea limba rusă. Fratele Wurmbrand, ca unul care știa foarte bine limba rusă, l-a salutat și l-a întrebat: omule, ce-i baiul? În momentul în care omul ăsta a auzit că cineva vorbește limba rusă, s-a potolit, s-a liniștit. Și a spus: omule, eu vreau să mă servească aici cu o sticlă de vin și nu ascultă oamenii ăștia. Era și băut un pic. Nu-și dădea seama de faptul că oamenii nu înțelegeau. Și omul i-a tradus cârciumarului: dă-i o sticlă de vin și hai să ne așezăm la masă. S-a așezat cu omul la masă. Ăsta politicos, că era om totuși educat, i-a servit și pe fratele și pe sora. Sora și fratele, normal că n-a băut. Dar au început să povestească. Și fratele a început să-i vorbească despre Hristos, despre faptul că Domnul iubește, că a murit pentru păcatele lui. În momentul în care omul zice, domnule, eu toate astea le știu. Eu am fost preot ortodox în Rusia, dar sub presiunea comunistă am abandonat slujirea, am devenit profesor de ateism în satele din Rusia și acum m-am înrolat în armată. Pentru mine nu este iertare. Și omul a început, fratele Vuma a început să-i povestească mai departe Evanghelia și să-i vorbească despre Domnul. Și spunea fratele Vuma, dar l-am văzut pe omul acesta, cum au început să-i curgă lacrimi din ochi. Asta înseamnă să-ți dai mădurarele tale lui Hristos. Să fii la îndemâna Domnului ori de câte ori trebuie. Poate uneori când ești obosit, poate uneori când n-ai niciun chef. A spus Domnul Iisus Hristos în pilde, în Evanghelie, că dacă un slujitor, un stăpân are un slujitor și slujitorul lui se întoarce de la câmp după o zi de muncă și ajunge acasă, flămând, obosit, dacă stăpânul îi spune, dă-mi să mănânc, și robul, măcar că e flămând și obosit, se scoală și dă să mănânce, va rămâne stăpânul înnaturat față de sluga aceasta? Eu vă spun nu, zice Domnul. Tot la fel după ce vom fi făcut tot ce trebuie să facem, să spunem suntem niște robi netrebnici, pentru că oricum noi nu ne putem câștiga mântuirea și viața viitoare. Oricum am primit-o în dar. Și ce facem noi pentru Domnul, chiar dacă facem, cum a zis Domnul în Evanghelie, că am fost bolnav și ați venit pe la mine, am fost flămând și mi-ați dat de mâncare, am fost gol și m-ați îmbrăcat. Vorba unui frate, nu-i har ca pentru atâta Domnul să spună, vino și intră în împărăție? Pentru atât? Dar în încheiere vă amintesc ceea ce spune în Proverbe, aici Solomon, că copiii, părinții sunt slava copiilor lor. Există o vreme în care copiii nu sunt cunoscuți, n-au cum să fie cunoscuți, încă darurile lor și talentele lor sunt în dezvoltare. Dar oamenii cunosc prin prisma părinților. Cine e băiatul ăsta? Ăsta e pruncul lui fratele Răducan, ăsta e copilul lui Cristi, ăsta e băiatul lui Alin. Adică există o vreme când noi le punem cunună copiilor pe cap. Părinții sunt cununa copiilor lor. Și copiii noștri sunt cineva pentru că părinții au făcut din ei cineva. Că au fost părinții cineva. Dar tot în Proverbe zice Solomon că copiii copiilor sunt cununa bătrânilor. Trec ani și îmbătrânim și ieșim la pensie și nu mai știu oameni de noi. Vin generații noi, tineri, cine e ăla? N-am auzit de el. Între pe frați, pe tineri, de bătrânii noștri, fratele Simionuc, de alți frați din istoria noastră, n-am auzit de el. Dar zice Biblia că copiii copiilor, nepoții, care acum sunt în putere, ei sunt cinstea bătrânilor și le pun cunună pe cap. Ăsta e bunicul lui fratele cutare. Bunicii, bătrânii sunt încununați de către nepoți. Adică noi le punem azi cunună la copii și copiilor noștri ne vor pune într-o zi nouă cunună pe cap. La fel e și cu Dumnezeu. Azi noi îl alegem împărat. Azi îl facem împăratul nostru. Azi noi alegem să-l ascultăm. El nu ne impune, niciodată nu intră cu violență. Dar vine o zi când El ne va pune să ședem pe tron. El se va scula și ne va așeza pe noi și ne va da cârmuirea lumii. Și împărăția, zice Biblia, că va fi dată împărăției sfinților. Și ei o vor stăpâni și o vor cârmui în vecii vecilor. Cineva a avut un vis într-o seară, într-o noapte. Era proaspăt, se mutase la un apartament. Și în apartamentul respectiv exista o ușă care dădea spre un alt apartament. Și se întreba ce caută ușa aia acolo. Oare cine are acces să intre pe ușa aia? Și am încuiat-o. Și a verificat să se asigure că ușa este închisă. După care s-a așezat confortabil în sfârșit pe o canapea, pe un fotol, nu mai știu, că e în siguranță. Moment în care aude că ușa se deschide. A fost un vis. Și cineva intră în încăpere. Dar nu s-a speriat așa cum era de așteptat când intră cineva într-o ușă închisă. Pentru că o prezență blândă a umplut încăperea. Și când a dat ochii și a îndreptat privirea spre cine era în ușă, era un îmbătrânit de zile. Și omul acesta, sau Dumnezeu, evident că el era simbolizat prin acest om, i-a spus cu blândețe următoarele cuvinte. Să știi că eu nu te voi deranja niciodată. Poți să fii liniștită. E ușa aici, dar eu nu te deranjez niciodată. Dar dacă voi vreți, mă puteți deranja oricând vreți. Așa e Dumnezeul nostru. Ne lasă să mergem pe căile noastre. Dacă de bunăvoie vrem să ne dăruim, Dumnezeu ne primește. Dar niciodată nu ne forțează. În schimb însă, ne așteaptă cu brațele deschise, oricând vrem să ne întoarcem la El. Dumnezeu să ne ajute să o facem și în seara aceasta. Amin.